Și acum adăugăm amestecul de apă, sare, ghimbir pisat și pâine în vasul unde o să amestecăm nocul și unde se află tărâța prăjită și răcită la temperatura camerei. E important să o lăsăm să se răcească ca să nu omorâm bacteriile de pe mână. Atunci când o să începem cu amestecul. Cu o mână care e curată, uscată, dar fără detergenți și săpunuri și creme de mână, uleiuri și așa, începem să masăm ușor și să amestecăm consistența vom spune nisip mai curând decât noroi. Trebuie practic să lichidul să-l combinăm în materialul ăsta.